La da, parohia Sfinții Teodori din Iași a avut loc astăzi recepția lucrărilor de restaurare și conservare a lăcașului de cult, dar și a Bisericii Sfântul Dimitrie din Soroca, Republica Moldova. Procesul de reabilitare a celor două lăcașuri de cult a început în urmă cu aproximativ 2 ani în cadrul unui proiect european. Proiectul a avut drept scop restaurarea, reabilitarea două situri istorice, respectiv acest lăcaș de cult din Iași, Biserica Sfinții Teodori, foarte veche, încă din secolul XVII. Și biserica sorocă, tot un sit istoric din secolul al XIX-lea. Contractul de finanțare s-a semnat în anul 2021, în data de 10 a 6-a, și se încheie acum la finele anului 31 decembrie 2023. Biserica a ajuns într-o degradare foarte avansată, turlele erau puternic avariate, crăpături chiar în bolți și exista riscul prăbușirii lor. încât pe parcursul derulării proiectului am constatat că aceste turle trebuie refăcute, reconsolidați. Acestea au fost lucrări suplimentare la biserică. Mai mult decât atât, s-au reșat și fisuri în pereții zidurilor, încât s-a hotărât să fie o injectare în masă, în volum, în pereții zidurilor exteriori și s-a refăcut de altfel și șarpant în întregime. Pe lângă restaurarea celor două biserici, proiectul a urmărit și valorificarea durabilă a celor două obiective de patrimoniu partenerii din România și Republica Moldova, printre care se numără Asociația Obștească Soarta și Fundația Solidaritate și Speranță din Iași, au fost responsabili de organizarea de evenimente și activități de cooperare transfrontalieră, dar și de atragerea de turiști, vizitatori și pelerini. Lucrările au fost finanțate de Uniunea Europeană în cadrul proiectului operațional comun România-Republica Moldova 2014-2020.